duet, era să spun în duel, în cu duel. Dan Bittman, mentorul său. Hai, ce-o fi fost în inima ta? Ce-o fi fost hai, în inima ta? De un an de zile aștept treaba asta, să știți cum am pus la coadă. La coadă. Știam că în finală va fi un duet cu Dan Bittman. Ador să-l văd pe Dan Bittman la muncă. Așa e. A fost bine. A mers, nu? A mers. Ne-am concentrat. Delia, ți-a plăcut? Am predat ștafeta. Îmi place foarte tare piesa și nu mai îmi dau seama ce mi-a plăcut mai mult, pentru că îmi place piesa mult de tot, Dan. Ați crescut cu muzica domnului Dan Bittman? Și eu, și el. Cu asta, să știi, pe asta mizăm. De faptul că lumea știe piesele și că avem ce să arătăm oamenilor în seara asta. Aveți de lucru în seara asta. Avem, avem. Chelu, cum ți-a plăcut? Cum mi-a plăcut? Da. Adică doar o minune te poate duce către câștigarea acestui concurs. Și va fi! Și va fi! Hai să facem un, să facem un exercițiu. Vă dați seama că la vârsta lui, Bogdan, sigur a prins un concert holograf la el în oraș. Așa. Foarte, foarte devreme. Este? Greșesc? Nu, nu greșești. Așa e, e adevărat. Erai mic? 10, 11 ani, nu mai știu exact. Deci acum un an, am înțeles. 17 acum. Ai visat vreodată că o să cânti cu artistul direct pe scenă? Da, am visat asta. Pur și simplu stăteam în cameră și imagineam că eu cânt cu el, pentru că vroiam să cânt cu el pe scenă la acel concert. Hai și uite că s-a întâmplat, uite, aici pe scenă. Hai să vedem, hai să vedem că poate zărim și scena unde s-a întâmplat minunea de la Satul Mare. Alexandru.